Mulțumesc, domnule președinte de ședință. Declarația mea politică se întâmplă pe la noi prin Vâlcea. Dragi vâlceni, în cadrul acestei declarații politice mă voi referi succint asupra unor aspecte din județ care vin să sublinieze încă o dată nivelul redus al managementului administrației publice vâlcene. De data aceasta mă voi referi la o situație survenită pe data de 2 aprilie 2024, când angajații Inspectoratului pentru Situații de Urgență General Magheru al județului Vâlcea au fost nevoiți din nou să intervină, inclusiv în municipiul Râmnicu-Vâlcea, pentru soluționarea unor probleme periculoase generate de apariția unor rafale puternice de vânt. Astfel, conform informațiilor furnizate în presa locală, pompierii au fost solicitați să intervină în cartierul Ostroveni, pe strada Marin Sorescu, de asemenea, tot în municipiul Râmnicu-Vâlcea, în centrul orașului, un banner montat pe clădirea Socom s-a desprins din cauza vântului puternic și putea cădea pe trecători. Pompierii din cadrul ISU-Vâlcea au intervenit rapid și l-au dat jos. Totodată, conform unei investigații jurnalistice, autoritățile vâlcene nu au actualizat hărțile de risc, ținând seama de situația reală din teren, chiar dacă județul Vâlcea se află peste 10 ani în fruntea listei județelor cu alunecări de teren din România. Astfel, dacă în 2011 erau 7 localități cu probleme, în 2020 numărul lor a trecut de 50. De asemenea, se precizează că județul are întocmite hărți de risc doar pentru 7 localități, hărți care datează din 2011. Mai mult decât atât, se reține faptul că de la ultima alunecare de teren din 2018 din localitatea Golești, autoritățile nu au finalizat lucrările necesare stabilizării terenului, iar multor localnici li s-a recomandat să părăsească zona. Nu în ultimul rând, se menționează că în județul Vâlcea, între anii 2019 și 2021, au suferit alunecări de teren în 52 de localități. Dragi vâlceni, situațiile mai sus prezentate sunt semne evidente ale neputinței autorităților locale vâlcene de a adopta măsuri sustenabile de prevenție și apariție a unor situații cu potențial periculos pentru populație. Din nefericire, pentru vâlceni, vremelnicii conducători ai județului manifestă frecvent un comportament managerial reactiv și nu unul productiv. Vă mulțumesc, deputat Lazar Ion Maria.